prima dată când acest moment solemn stă sub semnul disputelor pe tema dezbinării politice. Liderii USR, AUR și UDMR nu au fost invitați la petrecere nici acum, nici anul trecut și nici în 2021. În anul de după pandemie, argumentul a fost că nu au certificat de vaccinare COVID. Nicu Jordan, primarul capitalei, a participat însă la recepție, deși s-a vaccinat după eveniment. Știm că președintele Iohannis nu este vreun mare fan USR și nu mă miră faptul că nu ne-a chemat. Din partea USR a fost însă invitat Dan Barna, în calitate de vicepreședinte al Camerei Deputaților. El anunță însă că va boicota petrecerea. Nu o să merg la evenimentul de la Cotroceni, în contextul actual. O să merg la parada națională de la Arcul de Triumf, pentru că este un respect pentru armata română și pentru toți românii care vin să ne bucurăm în 1 decembrie. Nu, din păcate nu au primit o astfel de invitație, însă, repet, ne-am obișnuit. Sigur că da, ar fi trebuit, dincolo de disensiunile politice, dincolo de viziunea diferită a felului în care ar trebui să fie guvernată România, ar fi trebuit să se manifeste un oarecare respect față de funcțiile pe care le ocupăm, repet, care au fost alese de către români. Întrebată cum a stabilit listele invitaților, administrația prezidențială face trimitere la legea 215 din 2016, privind ceremoniile oficiale, promulgată chiar de președintele Klaus Iohannis. Potrivit actului normativ, invitațiile se trimit în ordine președinților celor două camere legislative, premierului, foștilor șefi de stat și membrilor birourilor permanente ale Parlamentului. În lege apar însă și senatorii și deputații fără alte funcții. Liderul USR, Cătălin Drulă, este, de exemplu, deputat. Protocolul, cel puțin de câțiva ani, e unul foarte clar din partea administrației prezidențiale. Sunt invitați membrii biroului permanent a Camerei Deputaților și a Senatului, liderii grupurilor parlamentare. Alți lideri PNL susțin însă că ultimul cuvânt în privința invitațiilor îl are chiar șeful statului. În mod evident, gazda, președintele României, este cel care trebuie să lanseze invitațiile. Din perspectiva aceasta, președintele României este îndreptățit să stabilească cu exactitate participanții la această recepție. Analiștii spun că rolul unui președinte este să găsească consensul acolo unde există foarte multă conflictualitate. De altfel, este chiar și rolul constituțional, susțin aceștia. 1 decembrie nu este ziua cuiva, nu este ziua României. Opoziția face parte din viața politică a României. Putem să fim de acord sau nu cu liderii opoziției, dar în mod normal, într-un stat democratic, toți reprezentanții principalilor formațiuni politice trebuie să participe la asemenea reuniune. Prima recepție de 1 decembrie, organizată la Palatul Cotroceni, a avut loc în 1991, când președinte era Ion Iliescu. Evenimentul nu a fost organizat doar de două ori, în anul 2015, când a avut loc tragedia de la Colectiv, și în anul 2020, când a fost primul an de pandemie. Anul acesta, recepția de 1 decembrie va avea loc și mai devreme, cu câteva ore. Și asta pentru că președintele Klaus Iohannis va pleca seara spre Dubai, unde pe 2 decembrie participă la summitul ONU pentru schimbările climatice, COP28. Stă în puterea noastră să construim țara pe care ne-o dorim. Să pășim așadar împreună pe acest drum cu hotărâre și încredere.